Aleluia! Dimineața asta avem din nou oportunitatea să mărim laudele Domnului cu gura noastră. Glasul meu strig către tine, inima mea îți aparține. Sufletul meu ți se închină, Iisus, se închină, Iisus, doar ție. Tu ești bun și plin de iubire, eu nu cunosc pe nimeni ca tine. De aceea vin să-ți mulțumesc. Eu voi binecuvânta numele Tău, te voi înălța, Iisus, de Domnul meu, mai sus de viața mea. Doamne, te voi înălța. Eu voi binecuvânta numele Tău, te voi înălța, Iisus, în fiecare an opin, mai sus decât viața mea, decât viața mea. Doamne, te voi încălța. Haideți și biserica. Aleluia cântă. Vecinului meu, da? Cu glasul meu strig către tine, inima mea îți aparține. Sufletul meu ți se închină, ți se închină, Iisus. Tu ești bun și plin de iubire, eu nu cunosc pe nimeni ca tine. De aceea vin să-ți mulțumesc. Eu voi binecuvânta numele Tău, te voi înălța, Iisus, de Domnul meu, mai sus decât viața mea. Doamne, te voi înălța. Eu voi binecuvânta numele Tău, te voi înălța, Iisus, de Domnul meu, mai sus decât viața mea. Doamne, te voi înălța. Prin El aducem întotdeauna o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre, spune Evrei. Eu voi lăsa. Numele Lui mare. Numele
Doamne, numele Tău este atât de mare, mai sus decât toate cerurile, decât pământul, mai sus decât orice idol, mai sus decât orice boală, numele Tău îl înălțăm. Lasă această ungere de bucurie să vină peste tine în dimineața asta și îmbracă-te cu haina de laudă. Mai sus de circumstanțe, mai sus de sezoanele din viața noastră, mai sus de minusuri și plusuri, mai sus de probleme, mai sus de neajunsuri. Înalți numele Tău, numele Tău mare, Iisus, 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 eu voi înălța. Numele Tău mare, Iisus, Iisus, Iisus. Numele Tău e cel mai mare, numele Tău n-are asemănare. Numele Tău e un turtare, Iisus, Iisus, Iisus. Numele Tău îmi dă viață, numele Tău îmi dă speranță. Numele Tău îmi dă siguranță, Iisus, Iisus, Iisus. Voi înălța numele Tău mare ca înalță-L biserică în dimineața asta, înalță-L pe Iisus, Iisus, înalță-L cu glasul Tău, nu cu glasul vecinului Tău. Singurul Domn, zi de zi, știu că ești cu mine, orice-ar fi, mâna Ta mă ține. Tu, Iisus, ești regele meu, ești regele. În numele Tău eu am vindecare, în numele Tău eliberare, în numele Tău răscumpărare, Iisus, Iisus, Iisus. În numele Tău eu am biruință, în numele Tău eu merg prin credință, tot ce ai promis vine în ființă, Iisus, Iisus, Iisus. Voi înălța numele Tău mare ca un steag peste-ntreaga țară. Tu, Iisus, e singurul Domn, singurul Domn. Zi de zi știu că ești cu mine, orice-ar fi, mâna Ta mă ține. Hei, Iisus, ești regele meu, ești regele meu. Voi înălța numele Tău mare ca un steag peste-ntreaga țară. Tu, Iisus, e singurul Domn, e singurul Domn. Zi de zi știu că ești cu mine, orice-ar fi, mâna Ta mă ține. Tu, Iisus, ești regele meu. Peste-ntreaga țară, Tu, Iisus, e singurul Domn, singurul Domn. Zi de zi știu că ești cu mine, orice-ar fi,
mâna ta mă ține tu, Iisus, ești regele meu, regele meu. Haideți să ne afirmăm în dimineața asta credința în cuvântul lui Dumnezeu și să spunem împreună, da, Tată, noi credem. Toate promisiunile cuvântului tău. Și aceasta e stânca pe care ne zidim casele. Numele tău, promisiunile cuvântului, sângele Domnului Iisus. Îți mulțumim pentru că ni l-ai dat. Da, voi înălța tău mare ca o stea peste întreaga țară tău. Știu că ești cu mine, orice-ar fi, mâna ta mă ține. Dumnezeu nu minte, El nu este om, tot ce a promis va împlini. Haideți să-L onorăm cu credință și cu cântec. Voi înălța numele Tău mare ca un steag peste întreaga țară. Tu, Iisus, e singurul Domn. Că ești cu mine, orice-ar fi, mâna ta mă ține tu, Iisus, ești regele tău. Numele tău! Numele tău e cel mai mare, numele tău n-are asemănare. Numele tău e încântare, Iisus, Iisus, Iisus. Numele tău încă viață, numele tău încă speranță, numele tău încă siguranță, Iisus, Iisus, Iisus. Voi înălța numele Tău mare ca un steag peste întreaga țară. Tu, Iisus, singurul Domn. Voi înălța numele, voi înălța numele Tău peste baia mare, un steag peste baia mare. Tu, Iisus, e singurul Domn, singurul Domn. Zi de zi știu că ești cu mine, orice-ar fi, mâna Ta mă ține. Tu, Iisus, ești regele meu. Eu nu știu câți salvatori ai tu, dar eu am unul singur și numele Lui este Iisus Hristos. Cum îl cheamă pe al tău? Cum? Cum? Eu sunt Iisus, a ta lucrare, eu sunt copil de Dumnezeu. În Tine am răscumpărare, sunt înfiat prin Duhul Tău. În Tine am o nouă șansă, în Tine sunt asigurat. Iisus, ești unica speranță, pentru sărac și împărat. Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit, Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Răscumpărătorul meu e vin și m-a salvat, de aceea astăzi voi cânta. Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit, Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Răscumpărătorul meu e vin și m-a salvat, de aceea astăzi voi cânta. În El sunt o făptură nouă, în El sunt acceptat de plin. În ochii Lui eu am valoare, eu Lui Iisus îi aparțin. Eu am un Domn care trăiește, în viața mea e implicat.
dragostea lui mă protejează. Nici când nu m-a abandonat, Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit. Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Îți supărătorul meu e prins și m-a salvat. De aceea să voi cânta, Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit. Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Îți supărătorul meu e prins și m-a salvat. De aceea astăzi voi cânta, Aleluia, Aleluia, răscumpărătorul meu e viu. Aleluia, Aleluia, El a înviat din morți, eu știu. Aleluia, Aleluia, răscumpărătorul meu e viu. Aleluia, Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit. Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Răscumpărătorul meu e viu și m-a salvat. De aceea astăzi, nu mâine! Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit. Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Aleluia! Dă-i laudă Domnului înaltă! Haideți să mărim laudele Lui, că ce lupește în mijlocul laudelor! Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit. Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Răscumpărătorul meu e viu și m-a salvat. De aceea astăzi voi cânta, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Răscumpărătorul meu e viu. Aleluia, Aleluia. El a înviat din morți, eu știu. Aleluia, 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 răscumpărătorul meu e viu. Aleluia, Aleluia, El a înviat din morți, eu știu. El a înviat din morți, eu știu. El a înviat din morți, eu știu. Și ce spune Scriptura? Că cine are nădejdea asta în El se curățește. Amin? Nu știu dacă tu ai, cum zic americanii, the blessed hope, binecuvântata nădejde în tine, că Iisus se întoarce înapoi. Dacă n-ai nădejde în tine, nu te curățești, dar dacă o ai, te curățești. Pentru că nădejdea aceasta nu te face să fii neroditor. Amin? Un creștin întotdeauna are o cântare de laudă în gură. Cât de obosit ar fi, cât de bolnav ar fi, cât de multe minusuri ar avea în viață. Oh, Doamne, te laud! Aleluia, Aleluia, răscumpărătorul meu e viu. Câtă biserică laudă! Aleluia, Aleluia, El locuiește în mijlocul laudelor copilor lui. Vrei să fii aici? Laudă-L! Aleluia, Aleluia, răscumpărătorul meu e viu. Aleluia, Aleluia, El a înviat din morți, eu știu. Biserica! Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit. Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Răscumpărătorul meu e viu și m-a salvat. De aceea astăzi voi cânta. Salvatorul meu trăiește și m-a mântuit. Salvatorul meu trăiește și m-a izbăvit. Răscumpărătorul meu e viu și m-a salvat. De aceea astăzi voi cânta. Aleluia, Aleluia, răscumpărătorul meu e viu. Aleluia, Aleluia, El a înviat din morți, eu știu. El a înviat, El a înviat din morți, eu știu. Hristos a, El a înviat din morți, eu știu. Vrei mai mult din Dumnezeu, eu vreau mai mult. Nu mi-ajunge ce am avut ieri. Nu vreau să trăiesc pe mana de ieri. Prezența Lui e proaspătă. Bunătățile Lui să nuiesc în fiecare.
vreau mai mult din tine. Eu vreau ce a avut Petru și Ioana tău. Vreau a ta suflare, vreau mișcarea ta. Vreau ca liber tu, Iisus, să curs prin viața mea. Umple-mă, umple-mă cu suflarea ta. Harul tău, să-mi umple inima. Umple-mă cu suflarea ta. Harul tău, să-mi umple inima. Aleluia! Vreau să-i văd pe oameni doar prin ochii tăi. Vreau să dau iubirea ta la semenii mei. Umple-mă cu suflarea ta. Darul tău să-mi umple inima. Umple-mă cu suflarea ta. Darul tău să-mi umple inima. Aleluia! Umple-ne, Doamne, ca pe Petru în Faptele Apostolilor. Umple-ne ca pe Ștefan. Umple-ne ca pe Pavel Apostolul cu foc care să nu se stingă. Umple-mă cu suflarea ta. Darul tău să-mi umple inima. Umple-mă cu suflarea. Darul tău, să-mi umple inima. Umple-mă cu suflarea ta. Darul tău, să-mi umple inima. Umple-mă, nu vreau să fiu gol. Darul tău, să-mi umple inima. Aleluia! Oh, oh, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Umple-mă, Tată! La la la, la la la. Vreau mai mult din tine, vreau din Duhul tău. Vreau ce a avut Petru și Ioana tău. Vreau a ta suflare, vreau mișcarea ta. Vreau ca liber tu, Iisus, să curgi prin viața mea. Aleluia! Vino, Doamne, curgi prin viața noastră. Aleluia! Aleluia, Iisus! M-a întrebat cineva ieri dacă am ceva împotriva educației. Și frate, te-am văzut că vorbești cam mult de Duhul și de Biblie, dar de educație nu ai ceva împotriva educației, și am zis nici de cum. Dar dacă educăm mintea asta și nu o supunem Duhului Sfânt, atunci educăm un dușman, pentru că Biblia spune că Duhul, mintea să luptă împotriva Duhului în fiecare zi. Dar o minte supusă lui Dumnezeu face minuni. Și eu de asta vreau să fiu umplut de Duhul. Amin? Un profesor de-al meu de la facultate ne-a spus, venise de la Oxford și ne-a predat un ultim curs la universitate. Cursul lui a fost o singură frază: When you get lost in theology, get found in Christ. Când te pierzi în teologie, când te pierzi în pomul vieții, du-te și regăsește-te în pomul cunoștinței, du-te și regăsește-te în pomul vieții. Și în dimineața asta vreau ca să mergi la pomul vieții, la Iisus. Pentru că nu contează cât de mult știm, nu contează cât de educați suntem. Noi nu putem să adăugăm nimic la lucrarea Domnului Iisus și apostolilor. Și vreau să fiu și eu ca ei. Vrei să fii plin de Duh? Sau plin de cunoștință? Eu vreau să fiu plin de Duh. Pavel spune, am socotit totul ca un gunoi. Și știți că filozofii lumii spun despre apostolul Pavel că dacă Pavel nu s-ar fi convertit, este o carte
dacă nu mă înșel, sau un articol, Pavelus Convertitus, sau nu știu cum îi spune. Dacă nu s-ar fi convertit, ar fi fost cel mai mare filozof al vremii lui. Și totuși el spune, am socotit totul ca un gunoi. Simt așa în Duhul să cânt un cântec care nu l-am pregătit dimineața asta. Îi spune, tu ești centrul vieții mele, nu știu dacă l-aveți acolo. Văd tot mai mult o bătălie, vin din America, și văd tot mai mult o bătălie pentru cine este în centrul vieții noastre. Politica, educația, hobby-urile, creștinii au nebunit după hobby-uri în ultima vreme. Nu-i greșit să ai un hobby, dacă în hobby ia locul lui Hristos. Alții îs cu mâncarea acum la modă. Toți creștinii din America mă întreabă, ce mănânci, frate, ții dietă, faci? Ok, țin o dietă, încerc să mă țin de dietă, dar Hristos e centru, nu-i dieta. Pentru că viața mea e în Hristos, nu e în dietă. Amin? Țineți dietă, țineți ce v-a dat doctorul să țineți, dar țineți-L pe Hristos în centru. Știți că Biblia spune în Apocalipsa că erau 7 sfeșnice și în mijloc era unul. Cine credeți că era la alea 7 biserici? În mijloc cine era? Iisus trebuie să fie întotdeauna centrul vieții noastre. Da, Tu ești centrul vieții mele, Tu ești pasiunea mea. Ce-mi doresc mai mult pe lume este împărăția Ta. Tu ești centrul vieții mele, Tu ești căutarea mea. Ce-mi doresc mai mult pe lume este, Tată, voia Ta, este împărăția Ta. Din tot ce eu am pe lume, Tu ești cel mai important. Dintre toți prietenii, Tu ești cel mai minunat. Tot ce este în lumea asta, locul n-ar putea să-ți ia. Tu ai fost, ești și vei fi locul meu minunat. Domnul meu minunea mea, Domnul meu minunea mea. Tu ești centrul vieții mele, Tu ești pasiunea mea. Ce-mi doresc mai mult pe lume este, Tată, voia Ta. Tu ești centrul vieții mele, Tu ești căutarea mea. Ce-mi doresc mai mult pe lume este împărăția Ta. Este împărăția Ta. Arde în mine o dorință, vreau să Te cunosc mai mult. Vreau să merg în urma Ta, vocea Ta, vocea Ta să o ascult. Vreau să fiu o jertfă vie, să răspund mereu cu Da. Să trăiesc în orice clipă voia Ta, nu voia mea. Voia Ta, nu voia mea. Cine este centrul vieții Tale? Tu ești centrul vieții mele, Tu ești pasiunea mea. Ce-mi doresc mai mult pe lume este, Tată, voia Ta. Dar Tu ești centrul vieții mele, Tu ești căutarea mea. Ce-mi doresc mai mult pe lume este împărăția Ta. Este împărăția Ta. Puterea învierii, Doamne, pune noi în dimineața asta. Vreau să fiu ca El și să fiu părtaș.
Pe cine vrei să cunoști? Să-L cunosc. Puterea învierii Lui, vreau să fiu ca El și să fiu împărtaș cu suferința Regelui. Tu ești centrul vieții mele, Tu ești pasiunea mea, ce-mi doresc mai mult pe lume este Tată, voia Ta. Tu ești centrul vieții mele, Tu ești căutarea mea, ce-mi doresc mai mult pe lume este Tată, voia Ta, este împărăția Ta. Arde în mine o dorință, vreau să Te cunosc mai mult, vreau să merg pe urma Ta, vocea Ta, vocea Ta să o ascult. Vreau să fiu o jertfă vie, să răspund mereu cu da, să trăiesc în orice clipă voia Ta. Voia Ta, nu voia mea. Voia Ta, nu voia mea. Voia Ta, nu voia mea. Cu câteva săptămâni în urmă eram într-un tub la un remeneu și aveam o stare de rău. Era, nu știu, 11 seara când făceam remeneul ăsta și doctorul mă întreabă: sigur nu vrei să vii altă zi? Pentru că tremuri prea tare și aici trebuie să stai drept. Și zic: nu, vreau să-l fac acum, vreau să scap. Eram atât de slăbit, atât de rău mi-era și am intrat în tubul ăla și când am văzut lumina aia în fața ochilor, parcă mi s-a făcut și mai rău. Și știți cum e în tubul remeneu, încep să aud zgomotele aia. Spune căști, te strânge acolo, m-a legat, m-a... Și stăteam atât de încordat și am încercat să fac un cântec pe toate zgomotele alea. E îngrozitor să stai acolo, mie nu-mi place. Într-un tub băgat. Și singura frază care am putut eu să o compun în stresul ăla și în toată durerea aia era: voia Ta, nu voia mea. Voia Ta, Doamne, voia Ta, nu. Și în timp ce cântam, nu știam cât durează tot testul ăsta, remeniu, deja eram stresat, deja aveam mâna, simțeam că aveam mâinile foarte încordate. Și la un moment dat aud vocea Tatălui: o, fiule, încă ai atâta control peste viața ta. Nu vrei să te abandonezi în brațele mele? Și știu că am dat drumul la mână și am zis: mă abandonez, Tată. Și atunci am auzit ușa, m-a scos și a zis: ești gata. Zice: în viața mea n-am văzut un pacient să stea atât de drept. Zice: nu știu cum ai putut să reușești. Zice: Doamne, n-am văzut să stea atât de drept. Să nu te miști deloc. În tubul ăla l-am întâlnit pe Dumnezeu. Câteodată în tuburile astea care te strâng în viață, Tatăl îți vorbește. Poate e tubul financiar, te strânge remeneul financiar. Poate te strânge tubul la unor relații nefericite sau unor relații frânte. Poate te strâng necazurile, poate te strâng avizurile de casă care nu ți-au venit. Poate te strâng bolile, poate te strâng fricile, poate a venit un duh de panică peste tine. Și îți bate inima cum îmi bate mie. Câteodată noaptea o ia la fugă și nu știu de ce. Sunt multe tuburi în viața asta în care ești pus, multe teste. Dar nu uita, Dumnezeu te poate găsi și în tubul ăla. Și nu uita să cânti un cântec când ești prins. Cântecul ăla s-a născut în Ghețiman, nu l-a scris Sani Zrancă. Voia Ta, nu voia mea. Voia Ta, nu voia, totuși voia Ta. Voia Ta, nu voia mea. Voia Ta, nu voia. Ioan 6:38. M-am pogorât din cer să fac nu voia mea, ci voia Celui ce m-a trimis.
mai sus de oameni și de împărați, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțelepți. Tu ai fost, rămâi în veci de veci, mai sus de tronuri și împărății, mai sus de ale lumii, mai sus de mari minunății, mai sus de aur, mai sus de aur. Tu rămâi în veci, tu rămâi în veci cel mai prețios, răstignit și pus într-un mormânt, ca să mor. Venit ai pe pământ și strobit ca un trandafir. Tu ai căzut și te-ai gândit doar la noi, doar la noi. Răstignit, răstignit și pus într-un mormânt, ca să mor, venit ai pe pământ și strobit ca un trandafir. Tu ai căzut și te-ai gândit doar la noi. Mai sus de oameni, Doamne, Tu ești mai sus de oameni, mai sus de împărați, mai sus de bani, mai sus de tot. Mai sus de oameni și de împărați, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de sens. Tu ai fost, Tu ai fost, rămâi în veci, mai sus de tron, mai sus de al lumii, mai sus de aur și tot ce-i valoros, mai sus de aur și tot ce-i valoros. Răstignit și pus într-un mormânt, ca să mor, venit ai pe pământ și zdrobit ca un trandafir. Tu ai căzut și te-ai gândit, te-ai gândit doar la noi, doar la noi. Într-un mormânt, ca să mor, venit ai pe pământ și zdrobit ca un trandafir. Tu ai căzut și te-ai gândit la cine? Doar la noi. Și zdrobit, și zdrobit trandafir. Tu ai căzut și te-ai gândit doar la noi. Tu ai căzut și te-ai gândit doar la noi.
Oh, Tu ai căzut, Tu ai căzut și Te-ai gândit doar la noi. Mulțumim, Iisus! Da. Și mă bucur să știu că o să avem o binecuvântare în ziua de astăzi. Se potrivește extraordinar, pentru că noi vrem să spunem că îl onorăm pe Dumnezeu, pentru că El este Cel care dă viața, El este Cel care oferă viață, El este Cel care pune copii în mijlocul nostru, în familiile noastre, și El o face pentru ca noi să îi ducem la El. Noi să-i conducem la Domnul Iisus Hristos. Și Petre și cu Romina au hotărât astăzi să aducă pentru binecuvântare. Aduce pentru binecuvântare un copil înseamnă, ai spune Domnului: Doamne, îți mulțumesc că ne-ai încredințat acest copil și Te rugăm ca binecuvântarea Ta, protecția și ocrotirea Ta să fie peste el. Îl încredințăm Ție ca Tu să fii Domn al vieții lui. Și aceea astăzi vreau să vin cu o provocare, cu un cuvânt care spune: lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți. Domnul Iisus vine și spune foarte clar: lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți. Și dați-mi voie să spun că noi suntem chemați să lăsăm copilașii să vină, nu doar după ce împlinesc câteva săptămâni, câțiva ani, ci din momentul în care ei au fost concepuți. Lăsați-i să vină la Iisus Hristos. Mulți se gândesc că o să-mi distrugă viața. O să trebuiască să muncesc în plus. Ce să trebuiască să fac? Biblia spune cu totul altceva. Copiii sunt o binecuvântare. Și vreau astăzi să rostești împreună cu mine, părinte sau viitor părinte: copiii sunt o binecuvântare. Vreau să vă aud, nu trebuie să zic eu mai tare. Sunt un dar al Domnului. Dacă îți schimbi mentalitatea, dacă schimbi modul de a gândi, vei merge altfel. Oamenii gândesc despre copii: copiii sunt o problemă. Dragul meu, vreau să te rog ceva, du-te acasă și uită-te în albumul tău de poze și o să vezi că o vreme dată ai fost și tu copil care făceai pe tine, care depindeai de alții, să nu-ți închipui că tu ai apărut la 20 de ani, la 30 de ani sau la 40 de ani fără griji și fără bani. Ai fost un copil și cineva trebuie să te crească. Și să-i mulțumești lui Dumnezeu că n-a făcut acest gest stupid să-i spună unui doctor: scoate-l afară, că nu-mi pasă de el. Sau și mai rău, să-și provoace singur și să te arunce la lada de gunoi. Să fie, așa cum spune Iov, un plod aruncat, o lepădătură. Dumnezeu a vrut ca să fie aici și dacă ești aici, El vrea să te înțelepțești astăzi. Și Domnul Iisus spune și spune fiecăruia de aici, fiecăruia de aici, îți spune: lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți. Lucrurile astea se întâmplă când într-o zi Domnul Iisus era pe stradă. Domnul Iisus a vorbit foarte mult pe stradă. Foarte des se oprea la un colț de stradă și oamenii se adunau la el să asculte cuvântul lui, să asculte ce vorbea. Și într-o piață de asta au venit mamele cu copiii, mămici, ca și Romina, cu copilul sau cu unul mai mare sau mai mic. Au venit la el și au spus: Doamne, binecuvintează copiii noștri. Și bineînțeles că au apărut ucenicii care ei credeau că fac lucruri grozave, că fac ordine și disciplină. De aceea la noi nu vreau să vedeți pe nimeni că merge să ia copiii. Când sar calule, mai spunem: stai cu minte că totuși nu-i bine. Copiii sunt dovada că Biserica Philadelphia are viitor. Este vai de biserica unde nu se aude scrânce de copil. Este destinată morții. Este destinată dispariției. Dar mamele astea au venit și ucenicii au zis: stați acolo, nu-l deranjați pe învățătorul. Vreau să știi, copiii nu-l deranjează pe Domnul Iisus Hristos. Pe mine poate mă deranjează sau pe tine. Dar mă bucur că aud mai slab în ultima vreme, așa că nu mă mai deranjează, nu știu de la ce, dar cred că nu mă deranjează deloc lucrul ăsta. Dimpotrivă, vreau să vă spun, când au strângeri de copil, prima bucurie este și: Doamne, este viitor, este nădejde, este speranță. Și Domnul Iisus Hristos îi spune că s-a mâniat pe ei. Vreau să știi că atunci când oprești copiii să vină la Domnul Iisus, Domnul Iisus se mânie și nu cred că îți dă mâna să-L mânii pe Dumnezeu. Nu cred că îți dă mâna, mie unul nu-mi dă mâna să fac ceva. Dar aici spune foarte clar: lăsați-i să vină la Mine și nu-i opriți.
Și pentru că i-au oprit Domnul Iisus, s-a mâniat pe ucenici și a spus, ce faceți lucrul ăsta? Lăsați-l să vină la mine. Aduceți-l la mine. Nu-i opriți copilași să vină. Și le spune căci împărăția cerurilor este a unora ca și ei. Nu-i opriți copilașii să vină la Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus are pentru ei cele mai grozave lucruri, are împărăția cerurilor. Ba mai mult, El le dă o lecție și astăzi ne dă o lecție nouă. Cum poți opri copiii să vină la Domnul Iisus Hristos? Poți să-i oprești prin avort. Și atunci le-ai oprit definitiv. Atunci nu mai există cale de întoarcere. Dar îi mulțumesc că există o provocare, o conștientizare astăzi. Cineva zicea, păi cum poți să vorbești de așa ceva în biserică? Oh, suntem oameni, dragii mei. Oh, 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 oh. Eu nu fac iluzii. Beau numai apă plată, așa că nu o iau rasta. Dar nu fac iluzii. Și de aceea cuvântul Domnului este pentru noi, pentru vindecare, pentru conștientizare, pentru restaurare. Și Domnul Iisus când aduce la el pe femeia prinsă în adulter, îi spune, unde sunt părâșii? Nu te condamnă? Nu, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai faci. În el nu există condamnare, când te întâlnești cu el, există restaurare completă. Nu fără condamnare, dar îi spune clar, nu mai fă. O, Domnul Iisus Hristos nu este de acea manieră să spună, o să faci, să trăiești cum vrei, că nu contează, spune, nu, nu. Nu e nicio condamnare, dar nu mai fă altceva. Cum poți să oprești copiii să vină la Domnul Iisus găsindu-le altă ocupație? Îmi spunea ceva, păi cum să duc eu copilul la biserică pentru că îi distrug posibilitatea lui de a-și forma un caracter? I-am spus, da, îi distrugi posibilitatea lui de a-și forma un caracter după caracterul Domnului Iisus Hristos. Cine o să fie modelul lui? O să fie filmele de pe internet? O să fie desenele animate cu tot felul de minuni ciudate? O să fie modelul lui? Du-l la Hristos, fă din Hristos modelul lui. Atunci când o să întrebi copilul tău cu cine vrei să semeni când o să fii mare, să spun, eu vreau să fiu să seamăn cu Domnul Iisus Hristos. Îl onorez pe Domnul Iisus Hristos pentru că El este dătătorul vieții. Cum poți să oprești copiii tăi ca să meargă la Iisus găsindu-le alte preocupări și dându-le alte valori în viață? O, Biblia spune nu pentru adulți numai, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea, ci spune și pentru copii, pentru că împărăția cerurilor este acelora ca ei. Știți de ce este acelora ca ei? Pentru că ei primesc cu bucurie. Te-ai dus la copilul tău cu un dar, îți sare în gât, țopă, primește cu bucurie. Împărăția cerurilor este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă. Și noi ca oameni mari de multe ori strâmbăm din nas. Oh, nu ne trebuie, nu ne trebuie alte. Ei nu-i prezintă interes pentru că nu vedem ce valoare extraordinară este acolo. Și el spune, noi trebuie să avem o inimă foarte deschisă de încredere în tocmai ca și copiii. Cum poți să aduci copiii la Domnul Iisus Hristos? Foarte simplu, aducându-i să-L cunoască pe El, creind medii în care ei să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. De ce noi ne bucurăm când copiii merg la școala duminicală? Pentru că acolo le vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Fetele care sunt acolo, cei care slujesc acolo, le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Vorbește într-un mod în care El să înțeleagă. Oh, nu ai ce să mergi cu teologie. Lui trebuie să-i spui simplu, Domnul Iisus te iubește și tu trebuie să-L iubești, că trebuie să vadă lucrul acela. Trebuie să vadă dragostea aia pe care tu o dai. Tu poți să-L aduci la Domnul Iisus Hristos prin faptul că tu îi dai un model, că tu ești unul care mergi la Domnul Iisus Hristos. Oh, nu-ți fă tu iluzii că o să-i spui la copil, tu trebuie să faci lucrurile astea, el o să facă ceea ce te vede pe tine. Era cineva foarte supărat pe copilul lui, face, nu pot să înțeleg de unde a venit atitudinea asta la copilul ăsta meu, vorbește foarte urât cu mine în ultima vreme. Și zic, dar cum adică vorbește foarte urât cu tine? Păi zic că, bă, nici nu-ți dai seama ce ridică tonul la mine, nu mai are pic de respect și vorbește foarte urât cu mine. Zic, dar întreabă-l de unde a învățat, întreabă-l ce-a văzut. Zic, cum adică de unde a învățat, nu de la mine. Zic, întreabă-l. Și se duce acasă și am povestea treaba asta a doua oară. M-am dus acasă și l-am întrebat și zic, dar tu unde mai ai învățat tu să vorbești așa cu mine că sunt tatăl tău? Suntem părinții tăi, de ce vorbești așa? Dar bine, tati, tu cum vorbești cu tatăl tău?
că te-au sunat ca să mergi până la el și ai spus că n-ai vreme și de fapt ai mințit că tu ai mers cu prietenii tăi la o bere, nu ai avut tu, ai zis că ai nu știu ce probleme și ai spus că lasă-mă în pace cu prostiile tale. Păi dacă tu vorbești așa cu tatăl tău, înseamnă că și eu trebuie să vorbesc așa cu tine. Și a venit și mi-a spus așa, nu mi-am dat seama ce am creat în copilul ăla. Și am spus, zic, cum îl crești, așa-l ai? Degeaba încerci tu să-i spui altceva, să-l educi în altă direcție, pentru că el va învăța. Îl duci la Domnul Iisus dacă tu te duci la Domnul Iisus. Mă duc cu părinții mei acolo la biserică, că îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că e cineva foarte important, Domnul Iisus Hristos. Dacă părinții mei aleg să meargă acolo, în loc să meargă în altă parte, înseamnă că e foarte important Domnul Iisus Hristos. Și dacă e important pentru ei, devine important și pentru mine. Dacă pentru mine nu e important, dacă îi spun, lasă-mă în pace acum, astăzi nu, că avem alte treburi mai importante. Dragul meu, vreau să știi totdeauna, împărăția lui Dumnezeu este mai importantă decât orice. Domnul Iisus spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vorbim de lucruri care au de-a face, trebuie să mă duc la servicii, de servicii astăzi și trebuie să mă duc la servicii, n-am cum rezolva, mă duc acolo, este ok, nu avem probleme. E școală, mă duc, e acolo. Le spune că îmi spunea unii studenți, dar ce facem, că noi avem câteodată examene, ore, ce faci? Le-a spus, dragul meu, du-te, acolo te duci, aia trebuie să o faci. Tu nu schimbi prioritățile, dar tu acum ai de făcut lucrurile respective. Domnul Iisus le spune ucenicilor, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Nelu, te rog să pui scaunele pentru Petre, pentru Romina și pentru floarea asta specială a lor. Dragii mei, ne bucurăm să fim împreună cu voi astăzi, când voi aduceți pe anemona Teodora înaintea Domnului, că El să o binecuvinteze. Pentru că finalul de acolo este extraordinar. După ce Domnul Iisus le dă o lecție ucenicilor, evanghelistul completează și spune, apoi i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Domnul Iisus Hristos o binecuvintează astăzi, pe anemona Teodora, punându-și mâinile lui peste el, nu mâinile. Noi nu suntem decât o extensie a ceea ce el face, pentru că el ne-a promis și noi vrem să facem lucrul acesta. Dragii mei, un copil binecuvântat, un copil peste care este pus numele Domnului, este cel mai grozav copil posibil. Pentru că atunci când pui numele Domnului peste, tu îl legi într-un fel foarte puternic de Dumnezeu. Dumnezeu spune în binecuvântarea din Numeri, astfel să puneți numele meu peste copiii din Filadelfia, din Israel spune acolo, dar noi spunem Filadelfia pentru că vorbim practic astăzi în locul acesta și Domnul spune și eu îi voi binecuvânta. Atunci când pui numele Domnului peste copil, Dumnezeu îl binecuvintează. Și noi vrem ca ea să fie binecuvântată. Pentru că un copil binecuvântat este un copil peste care Dumnezeu vorbește lucrurile minunate pe care El le are în inima. Este un copil peste care Dumnezeu are privirea ațintită. Este un copil căruia Dumnezeu îi poartă de grijă. Și noi astăzi vrem să rostim numele Domnului peste anemona și asta vrem pentru ea. Și cred că și voi ca părinți, asta vreți. Toate binecuvântările cerului și pământului, protecția, îndurarea, favoarea lui Dumnezeu peste ea. De ce vrem lucrul ăsta? De ce a fost adus aici? Și asta înseamnă a lega un om de Domnul, a pune numele Domnului peste ea. Și îmi place că i-au dat și numele de Teodora. Ce înseamnă Teodora? La ce te-ai gândit? Când ai pus numele de Teodora. La ce v-ați gândit? Eu vreau ca ea să devină iubitoare de Dumnezeu. La asta v-ați gândit și voi, așa-i?
ca Teodora să fie o iubitoare de Dumnezeu. Și noi ne rugăm ca ea să fie o iubitoare de Dumnezeu. Una care să tânjească. Și frumos, Anemona Teodora, o floare iubitoare de Dumnezeu. O floare care totdeauna să-L caute pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune să punem numele Lui peste ea. Și El o va binecuvânta. Adică Dumnezeu își pune numele Lui alături de numele Anemonei Teodora. Anemona Teodora, cea care îl iubește pe Dumnezeu și cea iubită de Dumnezeu. Și noi asta vrem să facem astăzi. De ce facem lucrul acesta? Pentru că atunci când punem numele Domnului, Dumnezeu își asumă responsabilitățile pe care El le-a pus în numele Lui puternic. Pentru că numele Domnului este un scut, numele Domnului este un turtare, numele Domnului este sursa binecuvântărilor. Biblia spune că orice dar bun și desăvârșit vine de sus de la Părintele Luminilor și vine și îl rostim să vină peste fetița asta, peste fetița voastră și peste familia voastră. De aceea facem lucrul ăsta cu bucurie, facem lucrul ăsta cu drag și vrem ca să punem numele Domnului peste Anemona Teodora. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Anemona Teodora. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Anemona Teodora. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, Anemona Teodora. Amin. Și Domnul spune, astfel să puneți numele Meu și pune numele Dumnezeului Cel Atotputernic. Pune numele Domnului Iisus Hristos peste tine, Anemona Teodora. Pune numele Lui peste familia voastră, peste Petre, peste Romina, pentru ca mâna Lui cea bună să fie peste voi și binecuvântările Lui să fie peste voi. Și Domnul promite că vă va binecuvânta. Doamne, îți mulțumesc pentru Anemona Teodora. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu astăzi ai hotărât să o pui în familia Mureșan. Și îți mulțumim, o Doamne, că Tu-i binecuvintezi, să fie o familie a binecuvântării, o familie a purtării de grijă, să fie o familie a îndurării. Îți mulțumesc, o Doamne, că Tu-i binecuvintezi, că ei să fie o binecuvântare pentru Anemona Teodora, să fie cei care o învață să Te iubească pe Tine, cei care o învață ca să Te urmeze pe Tine. Îți mulțumesc, o Doamne, că Tu îi asiguri pâinea cea de toate zilele prin ei. Mă rog, o Doamne, să-i binecuvintezi, să le porți de grijă, să fii cu ei, o Doamne, în orice loc, în orice vreme. Mă rog, o Doamne, o creștere frumoasă peste ea, Doamne. Mă rog, o Doamne, protecție peste trupul ei, peste mintea ei. Îți mulțumesc, o Doamne, că Tu veghezi peste ei și le porți de grijă. Dragii mei, vreau să vă puneți și voi mâinile peste ea ca și părinți. Și, Doamne, cum o binecuvântăm împreună cu părinții ei și rostim numele Tău, numele Cel Puternic, nume în care este protecție, îndurare, numele Dumnezeului lui Iacov, Dumnezeului Cerului și a Pământului, numele Tatălui nostru, Cel care ne iubește și ne poartă de grijă. Punem peste ea numele Domnului Iisus Hristos, un scutare, un steag de biruință peste ea, pentru ca ea să crească, pentru ca ea să intre în destinul ei. Și îți mulțumesc că Tu veghezi peste familia Mureșan, Tu veghezi peste ei. Tu îl ajuți pe Petre ca să fie un tată care aduce în casă pâinea, un tată care să o învețe să Te iubească pe Tine. Îți mulțumesc, o Doamne, că ea crește în brațe la Romina, simțim dragoste, simțim pasiunea și simțim că Tu ești Cel care îi porți de grijă. Îi binecuvântăm și îți mulțumim că Tu faci lucrul acesta și este minunat în ochii Tăi. Amin. Amin.
Puteți să luați loc? Hei, lasă. Dragii mei, am foarte puternic pe inima să vă provoc pentru perioada care urmează, pentru că urmează să intrăm și noi în alegeri și Dumnezeu are promisiuni mari pentru noi, pentru țara noastră. Dar noi avem un dușman mare care vrea să schimbe lucrurile. Diavolul, nu oamenii. Oamenii, hei, puteți să stați aici. Nu e, puteți să stați aici. Este un moment bun pentru voi să stați aici. Pentru că dacă ne rugăm, ne rugăm ca ei să aibă viitor. Ne rugăm ca ei să aibă speranță. Ne rugăm ca lucrurile să vină în ființă, lucruri pe care le-a promis Dumnezeu. Ne rugăm ca tinerii noștri să aibă un loc în care să stea în siguranță, să aibă locuri de muncă. Mă doare inima să știu că tinerii noștri pleacă. Și mai rău, mă doare inima să știu că merg după iluzii și nu găsesc împlinire. Mai rău, se îndepărtează de Domnul. Mai rău, ajung acolo în anturaje greșite, când Dumnezeu a promis binecuvântări peste țara noastră și noi le chemăm să vină acum. De aceea vreau să vă provoc să fie un motiv de rugăciune pentru fiecare. Să fie un motiv de a rosti în fiecare dimineață binecuvântări peste țara noastră. În vremurile astea oamenii vorbesc tot felul de lucruri rele, dar eu știu că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile și El este credincios. El a promis că El ridică fața României, a românilor și El face lucrul acesta. El a promis că aduce vremuri de înviorare și ne credem lucrul acesta. El a schimbat lucruri, dar sunt lucruri multe de schimbat și credem lucrul acesta. Stăm pentru lucrul acesta și de aceea nădejdea noastră este la Domnul, nădejdea noastră este la El. Și vreau să vă provoc ca noi să fim oameni ai rugăciunii, oameni care chemăm numele Domnului peste țara noastră. Știi, zicea cineva, Vale, dar ce se poate schimba? Că uite-te la listă, sunt tot ăia. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu are motive foarte întemeiate să-și împlinească cuvântul pentru că promisiunile sunt ale Lui. Dar El așteaptă ca noi să fim împreună cu El lucrător. Și vreau să vă mai spun că Dumnezeu are o mulțime de metode. Dacă nu știți, Dumnezeu a luat împărați pe care cărora le-a poruncit să facă lucrarea Lui. Și împărații au făcut-o. A vrut Haman să distrugă Israelul. Și Dumnezeu i-a dat insomnie împăratului Ahasveros. Până ce a luat Cartea Cronicilor și a aflat de acolo despre un evreu care i-a salvat viața. Și de acolo au început toate lucrurile să se schimbe. Pentru că Dumnezeu nu este tributar modului nostru de a gândi. Dumnezeu are metodele Lui. Frica de Domnul să cuprindă pe guvernanții noștri. Atunci când frica de Domnul cuprinde pe oameni, oamenii nu au nici o șansă să se opună. Oamenii merg și împlinesc voia Lui. El cheamă pe un om de la răsărit să facă voia Lui și omul acela vine, fără ca să stea pe gânduri. Spune, am poruncit robului meu Cir și spune lucrul ăsta cu 200 de ani înainte de a-i porunci lui Cir. Scrie Isaia lucrul ăsta și când vine vremea lui Cir, Dumnezeu îi poruncește lui Cir și Cir dă decret. Dați-mi voie să vă spun că dacă noi stăm și facem lucrul ăsta, pentru că în Cronici spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, adică va recunoaște dependența lui totală de Dumnezeu. Și Doamne, noi în Filadelfia recunoaștem dependența noastră totală de Tine. Se va ruga. Și Doamne, noi alegem să ne rugăm să stăm în spărtură pentru țara noastră, să stăm acolo pentru ca Tu să aduci binecuvântările Tale peste țara noastră. Doamne, alegem să ridicăm mâinile pentru țara noastră și mă rog ca tot ceea ce El a promis să vină în ființă. Vreau să vă provoc la lucrul ăsta și mă bucur că nu suntem numai noi, sunt mulți, avem prieteni noștri din satul mare, Dumnezeu să vă binecuvinteze, știu că vreți același lucru și acolo la voi. Așa-i? Vrem ca Dumnezeu să atingă țara noastră și noi putem face lucrul acesta. Putem să schimbăm lucrurile. Pentru că Dumnezeu caută un om care să înalți un zid, să stea în spărtură pentru țară.
și vrem să fim acei oameni. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și orice lucru vi-l aduce Domnul pe inimă, ca să-l rostiți rugăciunea, rostiți-l, pentru că Dumnezeu este credincios și El face lucrurile astea. Amin.